Dragi telespectatori, mă bucur foarte mult că am posibilitatea să realizăm împreună cu dumneavoastră și cu invitatul nostru o nouă ediție a emisiunii Personalitatea Zilei. Având în vedere că județul Bacău este un județ cu o transparență decizională deosebită, vreau să vă spun încă de la început că apreciez întotdeauna când într-o unitate administrativ-teritorială găsesc oameni deosebiți și oameni care sunt deschiși la dialog prin intermediul nostru al presei, pentru ca dumneavoastră telespectatorii, și de această dată ne vom adresa prietenilor noștri și cetățenilor din comuna Cașin, vrem, prin ceea ce v-am spus mai devreme, să vă fac o introducere, de fapt, și voi trece direct la prezentarea invitatului, domnul primar Soroiu Daniel. Domnule primar, bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit și fiindcă am trecut în nou an, vă urez un sincer la mulți ani, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și noi vă mulțumim foarte mult. Domnul primar, noi trebuie să dezvăluim aici că ne cunoaștem. Suntem prieteni, putem spune, avem o relație instituțională deosebită și apreciem că dumneavoastră aveți deschidere către noi, care suntem și formatori de opinie, dar în primul rând prezentăm evenimentele așa cum sunt ei. Este o politică a televiziunii noastre, Exclusiv TV, de a prezenta ședințele de consiliu local, evenimentele culturale, sociale din comuna dumneavoastră. Totuși nu o să rămân într-o notă așa foarte personală, așadar, o să trecem direct să ne spuneți câteva cuvinte despre comuna Cașin. Ce suprafață are, câți locuitori, care sunt satele componente? Sigur, ar fi un lucru de apreciat activitatea dumneavoastră. Mă bucur că ați ales o astfel de activitate, ceea ce a câștigat România și românii în 89, libertatea presei. Este un lucru extraordinar că presa funcționează în România, datorită ei multe nereguli ies întotdeauna la iveală și se repară în timp. Comuna Cașin este o comună medie cu 4400 de locuitori, așezată în sud-vestul județului Bacău, o comună de deal, ca și relief. Relieful nu este prea spectaculos, dar trecutul istoric al comunei Cașin este unul deosebit, fiindcă cășunenii sunt mai deosebiți decât ceilalți locuitori ai județului Bacău, adică prin faptul că sunt cea mai și reprezintă cea mai închegată comunitate de munteni din Moldova. Străbunii noștri au venit prin transumanță acum 350 de ani din Rucăr și Dragoslavile, două localități așezate la poalele Branului. Iată că suntem munteni, la Cașin dialectul este predominat de cuvintele dă încoace, de la deal până la vale, până din coace, fiind un grai, o vorbire deosebită de localitățile din jurul comunei noastre. Este așezată pe malul râului Cașin, într-o zonă foarte frumoasă, ocupația de bază a cășunenilor a fost oieritul și încă mai persistă. Suntem în comuna cu cel mai mare efectiv de ovine din județul Bacău, aproximativ 10.000, și cu o suprafață de pășunat mai mică decât a comunei vecinată, zic așa, Mănăstirea Cașin. Este un lucru lăudabil că nu și-au uitat rădăcinii cășunenii. Mai mult de atât, cășunenii, la baza lor a fost și cărăușia. Dragostea pentru caia cășunenilor vine tot din Rucăr Dragoslavile, fiindcă ne aduce aminte că Dragoslavile și Rucăr au fost două localități de vamă a țării românești cu cetatea Brașovului, da? Și acolo vameșii mergeau călare, da? Totul se făcea paza, se făcea călare. Iar că dragostea de caia cășunenilor, care au fost cărăuși deosebiți, după 89, când au intervenit modernismul, să zic așa, au apărut mașini, tiruri și mai departe, și s-au axat și oameni de afaceri din Cașin. Da, să facă negustorie, da, negustorie cu mijloace moderne. Da, ați vorbit foarte frumos despre comună, comună de care spun și eu că este o comună cu porțile cele mai frumoase, și aici o să discutăm la un momentul potrivit că aveți și oameni care au scris monografia acestei comune și
au apărut cărți despre Comuna Cașin, în care mie cel puțin m-a impresionat modul cu domnul Tudose Constantin, da. A arătat prin cărțile sale, că n-a fost doar o singură carte, aceste porți extraordinare, și cred că aici ar fi și este foarte important pentru telespectatorii noștri să caute aceste cărți și să afle că la Cașin, într-adevăr, eu chiar m-am uitat, sunt porți din, rămase din moși strămoși sau cele noi făcute după, cu noua tehnologie, dar respectând motivele folclorice. Iată, aveți câteva repere și turistice și istorice, da, deosebite pentru vis-a-vis de această comună. Mă bucur că mi-ați ridicat mingea la fileu în legătură cu porțile de lemn. Era să uit să spun că acum 350 de ani o parte din locuitori au venit și din țara Bârsei, a Făgărașului. Deci la Cașin se află și au venit și ardeleni. Iar dacă porții de lemn cu trei stâlpi și acoperiși sunt specifice zonei Transilvaniei. Îmi place să zic Transilvania, nu Ardeal, da? Știți, cuvântul, da, Ardeal, da, vine din altă limbă. Da. Și atunci o să zic tot timpul și mi-am propus să zic Transilvania noastră și nu, da, Ardeal, da? Ei, de acolo au venit acele porți, să zic așa, iar strămoșii noștri le-au reconstruit la Cașin și a rămas la Cașin un brand. Vreau să spun că ca virgulă comuna noastră, prin porții de lemn, este în față cu ceva deosebit, vis-a-vis că ele sunt pe 5 generații. Deci, cartea domnului Tudose explică foarte clar cum au fost construite, cum au fost istoricul lor, și iată că nu de mult am îndrăznit la un simpozion să afirm că la Cașin s-a născut românismul. Și de ce s-a născut? Fiindcă aici se află contopiți locuitorii din cele trei mari provincii românești. Țara Muntenie, da, Țara Românească, Moldova, că era, scrieți, spun că erau și locuitori băștinași, moldoveni, și din țara Transilvaniei, da? Da, da. Iar dacă s-a născut românismul la Cașin, zic așa? Da, sunteți într-o zonă de confluență. Și fără să mă laud, la Cășunean se găsește istețimea moldoveanului, hărnicia ardeleanului și spiritul de goț al munteanului. Și mamea, și mândria olteanului. Eu, așa. La Cașin se spune fălos. Fălos, este, da, fălos, da. Păi tocmai că mai glumeam cu colegul meu de câte ori, hai, mergem la oltenii noștri de la Cașin. Asta era chestiunea noastră. De. Da. Nu, sunt oameni foarte harnici, oameni primitori, oameni gospodari. De aceea la Cașin, când ajungi, vezi într-adevăr că intri în curtea unui om care are o casă frumoasă, are o familie bine închegată, te simți foarte bine. Chiar am vizitat, ne-au invitat câțiva cetățeni, mi-aduc aminte acum vreo 2-3 ani, am fost chiar și la niște oameni de afaceri în vizită și ne-a plăcut foarte mult. Haideți să vorbim un pic despre omul Daniel Soroiu, despre cum ați pornit în politică, care a fost, să spun eu, liantul, care a fost cânteia ca să intrați în politică? Da. Și când în ce perioadă? Când ați început? Sigur că da. Omul Daniel Soroiu, aproximativ a ajuns la vârsta de 48 de ani, este cășunean de când s-a născut, părinții sunt de Cașin, străbunicii și străbunii fiind tot cășuneni. Deci mă leagă foarte mult această localitate, fiindcă sângele meu, da, deci ADN-ul meu este din localitate. Din localitatea de Cașin, da? Așa. Când am intrat în politică, prin anul 2004, nu că am cochetat, am intrat membru în Partidul Umanist, era atunci. Apoi Partidul Umanist s-a transformat între timp în Partidul Conservator. În 2008 am candidat din partea Partidului Conservator pe lista de consilieri și am obținut funcția de viceprimar. 2008-2012. În anul 2012, când Partidul Conservator a format ALDE, din anumite opinii politice ale mele vis-a-vis de cei care au venit cu ALDE-le, da, m-am retras și m-am înscris în Partidul Liberal. Deci tot partidul de dreapta. Am mers pe o linie de dreapta și când voi ieși din politică, voi ieși tot din dreapta. Deci am simțit eu că sunteți niciodată liberal. Nu voi mai candida așa, într-un partid de stânga, nu dau un nume, nu voi candida niciodată. Deci opinia mea și viziunea mea este liberală.
Așa văd și dezvoltarea acestei țări, a României, într-o politică de dreapta, nu pentru o politică de stânga. O politică de stânga, viziunea mea, spune că este bună acolo într-o țară dezvoltată, unde statul are, guvernul are și poate să acorde și stimulente și la alte ajutoare sociale și mai departe. Sigur, într-o sigur. Țară cum e România, o politică liberală ne poate scoate la liman. În 2012, deci am prins... greșesc. În 2012 am candidat cu Partidul Conservator, cu USL-ul. A fost acel USL, PNL, PC... A fost un proiect de care toată lumea a spus că a fost un proiect de succes. Revin, ca să nu rectificăm că este de rectificare. În 2016, într-adevăr, am trecut la PNL și am candidat de partea Partidului Liberal și am câștigat mandatul de primar care se exercită și astăzi, da? Pentru prima dată, liberalii au câștigat alegerile în comuna Cașin. Până atunci scoteau maximum 3 consilieri. A fost un deschizător de drumuri. Pentru Partidul Liberal în comuna Cașin, da? În acest sens și... Așa... Mai mult atât, mă scuzați, comuna Cașin este singura comună cu primar liberal și înconjurată mai de localități în care sunt primari PSD. Da, dar orice început... Suntem o oază, zic eu, de liberalism și de sănătate De altfel, eu nici nu vă vedeam, altfel, având în vedere că spuneam și la început că ne cunoaștem un pic mai mult, noi de fiecare dată când merg la primărie discutăm și problemele de presă, dar și cele care țin de activitatea noastră și nici nu vă vedeam în altă parte și vă felicit pentru acest lucru, pentru că oamenii au nevoie de libertate în exprimare, în gândire, în activitate. Eu așa cum îi văd acum, nu știu care sunt procentele la dumneavoastră, eu îi văd pe Cășuneni, îi văd liberal, sincer să vă spun. Adică, sigur, nu sunt toți, sunt și la alte partide, dar îi văd așa prin modul lor liber de a gândi, de a acționa, de a discuta, pentru că am participat la foarte multe ședințe de consiliu local acolo și am văzut că, indiferent de partid, de consilieri care sunt, sunt discuții deschise, la obiect, cu argumente, nu sunt probleme cum avem noi în alte primării. Telespectatorii noștri cunosc situații. Ați reușit să-i convingeți și pe consilieri, nu numai pe cei care v-au ales și care probabil o să vă aleagă și în acest mandat, dar ați reușit să-i convingeți și pe cei din opoziția dumneavoastră că avea un dialog civilizat, corect, argumentat, de rezultate. Și îmi place modul cum se desfășoară ședințele la dumneavoastră. Sigur, a fost o strategie sau așa simți să... De regulă sunt un tip transparent. La ceea ce fac, exact ca și familia mea, da? Nu iau nicio decizie fără a mă consulta cu soția, cu copiii, adică luăm o decizie în comun și va ieși cea mai înțeleaptă decizie. Ați înțeles că și Consiliul și Primăria e tot ca o familie. Exact ca o familie. În Consiliul Local și în Primărie, dacă deciziile le iei consultându-te cu colaboratorii tăi în Consiliul Local, consilierii, cât de opoziție, că sunt consilieri din partid cu tine sau cu, în primărie cu funcționarii, totdeauna este cea mai bună decizie, aproape cea mai bună, poate fi una poate și mai bună, și așa am convins cu consilieri, chiar cei de opoziție, să voteze majoritar, deci toate, aproximativ 99% din hotărâri în mandatul acesta au fost votate cu majoritatea de voturi, adică 13 din 13. Consilieri. Deci oamenii au înțeles că, mă refer aici la consilieri locali, că atâta vreme cât un proiect este în beneficiul cetățeanului, al omului, au înțeles că trebuie să vă sprijine în acest lucru. Și mă bucur să aud asemenea lucruri. Nu întâmplător am adus această discuție, pentru că va trebui să discutăm un pic despre cum ați preluat primăria, care era stadiul când ați ajuns primar, ați fost numit de către cetățeni. Eu întotdeauna am o mică discuție cu consilierii locali, sper să nu se supere cei care se uită, că se uită mulți consilieri la noi din tot județul. Am spus, domnule, totuși, primarul are un anumit număr de voturi, el reprezintă comunitatea. Eu îi întreb, când îi văd pe cei din opoziție, că nu sunt de acord care aduce beneficiu comunei. Am avut situații chiar și la Unești, la un moment dat se pierdeau nu știu câte milioane de euro din cauza unor divergențe în Consiliul Local. Și atunci am spus, domnule, dacă dumneata poți să iei o decizie împotriva propriilor cetățeni, dumneata până la urmă câte voturi ai? Adică, nu că noi e Consiliul Local, da, este foarte important pentru cetățeni să înțeleagă că Consiliul Local este Parlamentul, cum ar veni Parlamentul României, iar primarul este executivul, este... Președintele este cel care pune în practică, dar proiectele, spunea și mai devreme, peste 90% le-ați propus dumneavoastră.
Ceea ce e foarte bine, pentru că... Aș îndrăzni să zic 100%. Sau 100%, da, hai să le dăm și lor că poate de acum încolo, poate unii consilieri vor veni cu proiecte. Pentru că și asta trebuie să știe toată lumea, că și consilierii pot veni cu proiecte, sigur, chiar și cetățenii, dacă, sigur, într-un cadru legal. Așadar, dacă proiectele astea au fost aprobate, asta înseamnă că, indiferent de partidul politic, lucrurile au mers în sensul pozitiv. Ei, să ne întoarcem în 2012, da? Da, în 2012, când am preluat primăria, la primul mandat, a fost cam greu. Într-adevăr, am găsit un buget cu deficit, cu minus 2 miliarde, 200 de mii de lei. Era minus în buget. Erau bani mulți atunci. Era cu minus. Și erau, păi, erau bani mulți pe minus, da. Bani mulți, da, pe minus... plus o lucrare, un cămin cultural în satul Curița, contractat prin două contracte, unul pentru o achiziție publică deschisă, unul prin lucrarea directă care a fost ilegal. Care va crea multe probleme. Care va crea foarte multe probleme și am probleme și cu prezent. Încă n-am terminat litigiul cu acel constructor și acolo cu vreo 6 miliarde, deci lucrări contractate de vreo 12 miliarde fără acoperire bugetară. Vă dați seama cât nu poți să faci ceva, da, ca, da, un ordonator de credite. Deci legislația este clară. Nu poate să încheie contracte pentru lucrări, servicii sau bunuri, dacă nu are acoperire bugetară. Sau, în cel mai rău caz, poate să facă eșelonatul pe un an, doi, trei, da, dacă cât îi permite legea. Da. Da? Altfel, făcând astfel de contracte, nu face altceva, dacă mai ai și penalități în acel contract, se îngropi localitatea, comuna, da, se îngropi în datorii și până la urmă să ajungi undeva unde nimeni, deci, nu dorește. Deci, începutul a fost mai greu. Foarte greu a fost începutul. Știți să... Mie întotdeauna nu-mi place când, în politică în general, când, domnule, am moștenit, o moștenire grea, dar dumneavoastră chiar într-adevăr ați început, ați intrat direct în greutăți din primele momente. Poate că a, da, fost bine că am intrat în greutăți, cu un contabil foarte bun care a ieșit la pensie, am reușit să ne redresăm. Redresăm încet, încet, prin... o creștere a colectării la taxe și impozite, nu a impozitelor, a gradului de colectare. Deci, da, 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 foarte scăzut, acei bani care vin de la oameni pentru la buget. Să colectăm, da, așa, apoi în anul 2013 bugetul s-a revigurat prin repartiția bugetară care a avut loc atunci în ianuarie 2013. Iată că n-a fost ușor, a fost destul de greu. Ne-am descurcat, am reușit să facem proiecte frumoase în comună, pe urmă, reușind cele două mandate de primar, deci 2012-16 și acum 2016-2020, să ducem în localitatea noastră peste 160 de miliarde de lei vechi, bani din fonduri europene și guvernamentale. Este un lucru deosebit, da, 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 pentru localitatea cum este comuna Cașin, în care nu, până atunci nu a avut astfel de, n-a beneficiat de astfel de proiecte. Mă rog, în perioada până în 2008, când a fost un alt primar, nu care l-am înlocuit eu, schimbat eu, a avut un singur proiect până în Sapard. Atunci, da, deci puțin, vă 20, da, de miliarde. E bun și ăla și bun, o rețea de gaze care a costat și aia, da, ceva, da, bănuți, care altfel contribuie, bine, la dezvoltarea localității. Ați venit cu altă viziune, ați venit, da, domnule... Nu... Altă viziune a fondurilor europene, acolo este baza, acolo localității, cheia. Cheia localităților mici de dezvolte. Localitățile mari care beneficiază de buget local exorbitant, nu mai dau nume, sunt... Plus că au și alte măsuri pe care le pot accesa. Sunt localitații în Bacău, în vecinitatea Bacăului, chiar Nicolae Bălcescu, localitatea, da, care are un buget uriaș vis-a-vis de comuna Cașin, da, care are un buget local de aproximativ 6 miliarde, vă dați seama ce buget are comuna Cașin, da, da, și, da, poate Nicolae Bălcescu are de 100 miliarde. Sigur, vorbim de altceva acolo, da? Da. Ei, da, aici, și chiar sfătuiesc pe toți colegii mei, omologii mei primari, care au buget mic la primărie, buget local, să facă proiecte și să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea localităților pe care le păstoresc. Bun, să ajungem în anul 2016. Care credeți că au fost motivele pentru care oamenii v-au reales în... Motivele? Știu, realizările care au avut loc în localitate în perioada anterioară, da? Modul meu de comportare foarte deschis cu oamenii, fiindcă la țară să știți că ușa la primar e deschisă toată ziua, nu audiențe, miercurea sau, mă rog. Da. Plus că sunteți, v-am văzut și în mijlocul oamenilor, sunteți, sigur, în localitate, acordați audiențele și... Pe stradă, acasă, la poartă, în curte. Asta e un lucru foarte bun, adică...
Și la țară omul este simplu. Rezolvarea problemelor unui teren, rezolvarea problemelor unui titlu proprietate. Astea sunt probleme cel mai arzătoare pentru el. Că mai vine un asfalt, că mai vine o canalizare, îi se pare că sunt lucruri firești. Ce zice? A, primar trebuie să-i facă. Dar primarul care nu știe să-i îndrume, să-i ajute pe cetățean sau să-l trimite acolo unde trebuie, să știți că la țară nu prea are mult veleat, cum da, se zice, da, pe românește. Nu prea are. Deci va veni altul și până vor găsi pe acela care le dă răspuns la orice întrebare. Și care știe să-i și asculte, pentru că e foarte important. Să ai răbdare și, sigur, din respect pentru oameni, pentru că o să discutăm noi la un moment dat și despre pe categorii de vârstă. O să discutăm și despre tineri, o să discutăm și despre cei în vârstă, care am văzut că vă apreciază foarte mult. Iată că omul vine la primărie nu numai cu probleme strict procedurale, vine chiar și pentru un sfat, vă abordează și domnul, uite, mi-au plecat copiii în străinătate sau și de alte chestiuni. Vă bucură faptul acesta că ei vă întreabă tot felul de... Când eu stau de regulă cu ușa deschisă la birou, când intră în birou și-mi închide ușa, nu-i zic niciodată să o lasă deschisă, că știu că va spune ceva ce are el pe suflet. Da, ceva da, personal. Personal. Exact așa. La preot, da? Se spovedește exact la preot. Probleme de familie, dacă are cu soția, dacă are cu copiii și mai departe, vine să spovedească, zic așa la mine, exact la preot. Ceea ce sfaturi pot să dau eu la experiența mea de viață, da? La care eu am eu și de familie, le dau, asta pot să dau, sfaturi și mai mult nu. Și ceea ce spune el rămâne aici. Da. Atât. Dacă, iar ceea ce ține de instituții, îl îndrumați. Dom'le, aici acum tatăl se poate rezolva. Aia e altceva. E o altă problemă. Dacă nu vine problemă personală de familie, rămâne în mintea lui Daniel Sorui, atât. Sunteți un om care... Acele probleme, ca și preotul. Preotul se spune că la Sfânta Spovedare nu are voie să divulge ceea ce spovedește eu. Așa și un primar bun, care ascultă cetățeanul și are încredere cetățeanul. Dar pleacă întotdeauna cu un sfat de la dumneavoastră. Cu un sfat și pleacă bucuros. El vine să vă ceară până la urmă o părere. Practic, nu poți să rezolve problema lui sufletească care o are, dar durerea lui sau necazul lui. Dar el pleacă mulțumit fiindcă s-a descărcat. Exact, da. Se simte și pleacă mulțumit din birou. Și asta pentru mine este un lucru, cum să vă zic, sufletesc extraordinar. Mă simt... Ușul tot indicat foarte bine. Atunci, da. Pardon. Da, domnul primar. Iată, vedeți, așa trebuie, eu zic că oamenii întotdeauna, când, pentru că este an electoral anul acesta, nu le ascundem cetățenilor că noi nu dorim acum să prezentăm și din activitatea dumneavoastră, ca să fie informați, să poată alege în cunoștință de cauză. Dar cred că acest criteriu al încrederii oamenilor în primarul, în alesul lor, în reprezentantul lor, cred că este foarte, foarte important. Eu cred că, până la urmă, omul nici nu se mai gândește la niște foloase imediate. El sufletește, că vorbeați și mă bucur că aveți această sensibilitate. Omul vrea să simtă că are pe cineva care îl reprezintă. Un om la care să se ducă, să se spovedească, în ghilimele spus. Un om care să-i dea un sfat, fără niciun interes, doar acela de a ajuta pe cetățeanul din comun. Cred că în continuare dumneavoastră veți proceda așa. E adevărat că oamenii au și alte probleme și o să discutăm despre ele, despre probleme sociale, despre modul cum, haideți să o luăm așa, nu o să fac într-o ordine, dar să nu uităm la urmă să vorbim și despre proiecte, că asta interesează foarte mult pe oameni. Hai să luăm cu cultele, cu bisericile, cum colaborați cu preoții, parohi, îi ajutați, vin cu solicitări, mai au de făcut ceva la biserică acolo? Sigur, am fost deschis întotdeauna către biserică, fac parte într-o familie ortodox, oameni simpli, credincioși, am avut o educație simplă, dar zic eu bună. Corectă, da. Da, corectă, cu viața. Și de altfel, înclinația mea către Dumnezeu, automat duce către casa lui Dumnezeu pe pământ, către biserică, da. Am ajutat întotdeauna preoții la problemele care le-au avut de rezolvat. În anul 2016 am avut o inițiativă de a prelua construcția unei biserici din satul Curița, da, fiindcă satul Curița este o biserică, dar este foarte mică, e un monument istoric. Și, practic, este cam neîncăpătoare, având în vedere numărul de locuitori, care merg la biserică. Acea biserică era început de prin anul 2008.
Practic, am preluat-o la faza de fundație, bani, fundația fiind plătită tot din bugetul local, tot de către asignatorul de plată, tot Daniel Soroiu, da? Ca să termine și această fundație. Foarte și bine. Am hotărârea și am vorbit cu preasfinția sa, Ioachim Băcăoanu, și cu bunăvânița sa și cu părintele Protopop, Ioan Bârgăoanu, a fost donată comunei Cașin pentru a putea fi construită de către comuna Cașin. Acea biserică, practic, după ce va fi terminată, va aparține domeniului public al comunei Cașin și va fi dată în administrare Bisericii Ortodoxe Române. Da, așa da. Este procedura și așa este corect. Și uman, ne-am chinuit foarte mult, fiindcă autorizația vizei, tot ce a avut acea biserică, plus proiectul, erau expirate, am reluat-o de la zero, cu reproiectare, da? Actualizare a vizei, știți foarte bine și dumneavoastră cât durează să obții anumite avize, mai este destul de greu. Da, încă există birocrație în România. Încă există foarte multă birocrație în România. Și cu licitația. Iar licitație, am avut trei ridicări peste ea pentru licitație. La prima s-au înscris două firme care au abandonat pe parcurs procedurii. La a doua ridicare nicio societate n-a vins. De-abia acum la a treia am reușit și pe 20 vom încheia contractul. S-au înscris o asociație de două firme de prin București, am văzut. Foarte bine, Doamne ajută. Acum mi-aș dori tot sufletul să, chiar, mai ales că se și filmează, poate văd și dânsii, să fie serioși. Să vină să ne facă construcția, noi vom prinde bani în buget pentru această lucrare. Este o chestiune care o să prezint eu aici. Sunt probleme, într-adevăr, cu firmele foarte, de construcție, foarte mari. Dar să știți, nu neapărat din partea managerilor sau antreprenorilor, foarte mari. Din cauza lipsei forței de muncă. Iată că am ajuns la un moment istoric, da, în care mulți au plecat din România pentru că, domnule, nu erau locuri de muncă. Nu erau nici bine plătit. Iată, salariul a crescut, da? Este oricum onorabil. Sigur că e loc de mai bine, asta în funcție de economia țării, dar marea problemă este că acum sunt locuri de muncă și asta e bine să audă și cei care sunt afară în străinătate și care, acum nu vreau să-i supăr. Nu rămâi cu mulți bani nici de afară, adică ai și acolo chirie, ai familie, rămâi cu câteva sute de euro. Câteva sute de euro pe care poți să-i câștigi acum în România. Da, eu nu fac propaganda niciunui partid, sigur, spun o opinie personală. S-a ajuns la firmele de construcții pe timp de vară să câștigă și în România până la 1.000 de euro. Plus că în construcție minimul e 30 de milioane, din câte știu. S-a ajuns să câștige și ești acasă. Da, și ești acasă. Păi de-aia, chiar dacă aici trebuie văzut. Și de-aia eu cred că o să îndemnăm pe cășunenii noștri care sunt plecați să vină totuși înapoi, chiar dacă îți câștigă un pic mai puțin, dar ești acasă. Eu cred că durerea asta de a fi departe de casă, eu de aia mi-am făcut televiziune în România, ca să fiu acasă. Nu mi-am pus problema cât câștig. Da. Da. Să revenim la dumneavoastră. Deci, ce mai spuneți-mi despre proiectele pe care am vorbit despre cum ajutați biserica. Haideți să ne spuneți un pic, pentru că aici este esența emisiunii noastre, spuneți-mi despre proiectele pe care le-ați propus, care s-au derulat până acum și care sunt în curs de derulat. Da, să încep... Sigur, cele mai importante, că nu o să putem. Știu că aveți multe. O să iau pe infrastructură, da? Vă rog, o să încep drumuri. Am reușit în 2014 să fac un proiect de asfaltare de 5 km de drumuri, la care am obținut finanțare pe PNDL 1, deci la guvernul... PNDL, să le spunem oamenilor că unii nu știu. E un plan... Național de dezvoltare. Dezvoltare. De la Guvernul României, la Ministerul Dezvoltării, prin care am asfaltat 5 km de drumuri în comuna noastră. Tot pe drumuri am mai depus un proiect la FIR Iași, pe fonduri europene, de asfaltare de 5,6 km de drumuri în comuna noastră, proiect care se află în derulare. Am reușit anul acesta să turnăm pe piatra spartă. În primăvară, dacă ne ajută Dumnezeu și firma se ține de treabă, aici am emoții foarte mari, tot cu societatea, se ține de treabă, noi banii avem, deci să audă și cetățenii care sunt prost informați, cam binevoitori mulți, în ghilimele. Păi tocmai de-aia faci și banii emisiunile. Banii sunt, deci banii sunt în buget, firma trebuie să țină de cuvânt, să vină să-și facă treaba. Dacă firma își va face treaba, sper ca până în luna lui iunie, când se încheie contractul cu AFIR-ul, această lucrare să fie gata și dacă, iată, încă 5,6 km și cu 10 km și 600 de metri liniar de asfalt turnate, eu zic că e ceva. Da, având deci, în vedere că comuna nu e o comună foarte mare. Nu e o comună foarte mare, mai ales că de acum proiecte de asfaltare nu vor mai fi aprobate, fiindcă urmează proiectul de apă canal pe Poim. Suntem prinși pe Poim în etapa a doua.
cu valoare de aproximativ 8 milioane de euro, ceea ce cuprinde extinderea de rețea de apă în satul Cașin, Curița, stație de depurare și înființare de rețea canalizare în satul Cașin. Deci este un proiect extraordinar de mare și care derularea lui, vorbim cu cei consultați din București, s-ar putea să fie în 2020, cel târziu în 2021. Dacă voi mai prinde un mandat, cu siguranță da, sunt optimist, cetățenii mă vor realege, va fi foarte deranj atunci când va începe canalul, lucrările. Da. Se vor săpa și la 7 metri adâncime. Așa este proiectul, va fi deranj, dar totul se uită. Păi ce va fi bine? Păi, va fi bine să va uita. E un disconfort temporar, dar e spre binele asta oamenilor. Asta e spre drumul. Pe rețea, extinderea rețelei electrice. Am extins rețea electrică în câmpul mănăstirii, pe strada primăverii în Andrășești. Ați terminat cu acele nominalizări de străzi, de străduțe, da? Da, am terminat. De-aia am văzut că acum veniți cu... Da. Da, și vom trimite peste tot numele de numire de străzi și numele ca totul stradal, practic. Deci în strada primăverii extinderea lumina public și rețea electrică, extinderea lumina public e drumul care leagă Cașinul de Curița de 2 km, extindere rețea publică de curente de energie electrică și lumina public pe strada Tălpău. Asta ce înseamnă rețele electrice, da? Avem un SFE, a făcut SFE-ul pentru o extindere... Adică un studiu de fezabilitate. Da. Pentru o extindere de 15 km de rețea de gaze în satul Curița, Cătunul Pochița, Cătunul Vlașca și satul Cașin, unde sunt locuri, străzi unde nu au rețea de gaze. Este un lucru extraordinar, dacă vom obține acum în perioada următoare, se va deschide o linie de finanțare la guvern pentru un PNDL 3, practic, pentru această lucrare. Dacă vom prinde această finanțare, este un lucru extraordinar. Sunteți optimist? Eu sper că da. Am două portițe, adică am găsit acum două surse de finanțare. Foarte și bine. M-am scris pe amândouă. Până la urmă, asta e rolul măcar primarului să identifice. Știți cum e, de două prinzi una, știți? Da, nu e foarte bine. Da? Am făcut cele două mandate, două stadioane de fotbal, un statul Curița și un statul Cașin. O să am o reclamație la dumneavoastră, prea îi bateți pe aia când vin acolo, dar îi bateți pe bune sau... Sportiv. Sportiv. Păi sportiv. La asta mă refeream. Sportiv. Că tot aud, Viitorul Curița s-a pus. Viitorul Curița, da. Nu, vin ăștia, câștigă meciuri. Bine, mai au și ei bătaie, dar... La fotbal chiar sunteți foarte buni. Suntem singura localitate din comună, din județ, care avem două echipe în Liga 4. Practic nici Onești, Onești nu are chiar nicio echipă. Mă scriu în echipa de fotbal acolo. Da? Foarte bine. Stadionul... Dar sunt tineri, până la urmă îi ajutați cu chestia. Stadionul de Cașin făcut pe fonduri europene, un pod tot făcut pe fonduri europene, un pod făcut în buget local la Curița, deci s-a făcut un pod pentru două case, practic, sunt acolo, dar sunt și terenuri păduri agricole, s-a făcut un pod în care s-a investit 3 miliarde și ceva. Și mulți îi auzi, domnule, pentru aia de ce-ți faci o casă? Domnule, faceți dumneavoastră casă. Dar se parte. Dezvoltă zona. Da, zona se dezvoltă, că zona este foarte frumoasă, zona pădure acolo. Turistică de acum, turistică, pădure, da, și se merită, adică trebuie să iei în calcul multe. Nu numai că sunt două case. Vedeți? Ăsta e rolul primarului, să gândească că oamenii de aia l-au pus acolo să vină cu soluții. Da. Ați identificat multe, da. Școala de la Curița, din păcate, în anul 2010, când s-au închis foarte multe școli din România. Da, din păcate au mai scăzut numărul de elevi. Da, nu, s-a închis, nu aiurea, s-a închis cu motiv serios, că nu era copii. Da. Rămâsese în paragină. Ajunsese să fie mai rău decât un adăpost de animal, zic așa, era devastată. Și am luat decizia în 2012, am făcut proiect și am modernizat-o. Din acea școală, prin proiectul care l-am făcut, ne-a ieșit un spațiu pentru grădiniță, pentru copii, pentru preșcolari, că avea preșcolari acolo, un spațiu pentru dispensar uman, pe care l-am și dotat cu aparatură modernă în valoare de vreo 60.000, ce înseamnă ecograf, EKG sau alte aparate. Și nu mai trebuie să vină un până la Onești ca să... Da, ca să facă un ecograf și o mai departe. Iar la etaj ne-a ieșit un spațiu pentru centru tineret, pe care... Ce înseamnă acest centru tineret? L-am dotat cu aparatură muzicală, da? Sculptură, pictură și roata olandului. Unde tinerii acum aștept profesorii ca să vină, să intre în proiectul nostru și să predea copiilor și tinerilor din Cașin și numai din Cașin. Da. Acceptăm să vină, poate să vină în toate părțile. Da. Asta e pe vis-a-vis de școala din Curța, ce a pus să iasă din școala din Curța. Unde a fost grădința veche, care era deplorabilă,
Am demolat-o și acolo am făcut un loc de joacă pentru copii. Frumos. S-a ducat și nu aveau copii loc de joacă. S-a făcut un loc de joacă. Deci sunt foarte multe obiective, adică foarte multe în sensul că la școala ca și nu aveau grupuri sanitare moderne. Acum beneficiază copiii de grupuri sanitare moderne. Era și păcat în anii 2020, de acum copiii să meargă la acea toaletă din fundul școlii. Deci s-a rezolvat și această problemă mult discutată pe televiziune, mai ales noi presa, care avem talentul de a mai inventa, de a mai găsi câte ceva. Un lucru iar important, prin de sănătate, am reușit să înființăm o farmacie în satul Caș. La început oamenii erau cam sceptici. Card, nu știu unde, nu dau de nimeni să facă reclamă la alte farmacii. Dar au înțeles că medicamentul care luau la Caș, același preț avea și la cu cardul la Onești. Plus drum. Și atunci, acum farmacia merge foarte bine. Am făcut un proiect de extindere și modernizare a dispensarului din satul Cașin și am reușit să realizăm o stomatologie, acum că și nenii au stomatologie în comună, și un cabinet de interne. O stomatologie cu aparatură modernă, deci doctorul care a venit este un doctor tânăr, ieșit după băncile școlii. Deci să înțeleg că dumneavoastră i-a sprijinit și pe medici să vină farmacii și așa mai departe. Beneficiază de un cabinet modern, cu scaun de stomatologie, orice. Model, deci dotat la ultimul rând. Eu zic că a fost depus pe NDL 2, 6 proiecte am depus și aveam proiect cu școala, proiecte cu valoare mai mari. Care ați avut și în paralel, în același timp, mai multe proiecte. Nu fiind pe aceeași linie, știți dumneavoastră cum e politic, mi-a dat proiectul cel mai mic, de 5 miliarde, cu această extindere și cu dotare. Eu zic că mi-a făcut un foarte mare bine. Deci ați căutat tot timpul resurse. Felicitări. Dumnezeu are grijă. Mi-a făcut un foarte mare bine, fiindcă cetățenii au rămas încântați să aibă în comună stomatologie, cabinet de interne și așa mai departe. Este un lucru extraordinar. Da. Că o localitate în care sănătatea nu funcționează, învățământul nu funcționează, și biserica, nici biserica nu mai e, localitate, trebuie să o distinție. Din păcate avem în țară localități așa, care au rămas așa izolate. Nu e cazul Cașinului, pentru dumneavoastră, sigur, aveți un pic și imboldul orașului, care sunteți la graniță cu Oneștiu, care, sigur, treci de la țară, treci la oraș. Dar acum diferențele, din câte îmi spuneți dumneavoastră, nu mai sunt foarte mari, doar că nu sunt blocuri, nu știu de care. Da. Dar aveți toate condițiile și pentru copii, și pentru tineri, și despre ce în vârstă să vorbim. Că ei vă iubesc cel mai mult. Noi discutăm cu cetățenii. Noi presa nu îi spunem primarului niciodată ce vorbim noi cu oameni. Dom'le, sunteți mulțumit de primar? Asta știm și noi. Și am văzut că cei în vârstă vă respectă foarte mult și vă apreciază. Asta nu înseamnă că sunteți tot tânăr, nu? Vă considerați tot tânăr, nu? Aproximativ da. Aproximativ, da. Care e relația cu ei? Mă consider un pic mai matur, ca acum 20 de ani. Sigur. Și politic v-ați completat, să spunem așa? Și politic m-a învățat să am răbdare. Deci, și poate mi-a prins bine și din politică cu răbdarea. Răbdarea a venit și în familie, și cu copii. Deci, cum să vă zic, un individ care nu are o familie, Poate fi nici model în administrație. Niciodată nu poate să fie un model în administrație, nu poate să aibă răbdare, fiindcă răbdarea un om matur cum și-o obține cu copiii, în primul rând. Copiii te învață pe tine ca om, ca individ, să fii răbdător. Copiii sunt învățăm cei care, de la o generație la alta. Deci noi învățăm de la copii răbdarea. Copiii ne învață, practic, pe noi răbdarea, copiii noștri. Și azi, în familie, se duce are răbdare. Cu vis-a-vis de oameni în vârstă. Oameni de vârstă stau mai mult acasă. Au contact mai mult cu mine aproape zi de zi, da? Ei văd mai bine lucrurile. Văd mai bine realizările. Vă dau și câteva sfaturi, așa când vă întâlnim, domnul primar, ar fi bine să faci și așa. Și dacă e bine ce spune, facem cum o spune, nu e problemă. Cei tineri sunt mai mult plecați de acasă. Câteodată mai sunt și prost informați prin mijloace de mass media, internet, Facebook și mai departe. E și o generație mai pretențioasă. El fiind acolo, nu știe practic ce se întâmplă, sau nici nu știe măcar cum se face un proiect și cât de greu să obține un care proiect. Cursul lui juridic. Practic, dacă facem luna asta un proiect, la aprobăm, el, dacă e prin fonduri europene, finanțarea lui va fi peste 3 ani. Exact. Va fi implementarea lui. Deci nu imediat, exact ca intră guvernul... Mai e valabilă metoda aia la finanțări cu punctaj, pe unde trece drumul, că am avut discuții în tot felul de consilii locale, domnule, dar de ce nu trece pe la mine, pe la poartă sau pe la ala? Păi domnule, trebuie, pentru că am văzut că și în funcție de
importanța acelui drum se face. Adică nu vine primarul și spune, domnule, fac drumul ăsta așa. Nu alege cum vrea eu. Sunt niște criterii și de aia lumea trebuie să aibă răbdare și să, când au ceva de, să nu se ia după surse din astea neoficiale. De aia suntem noi presa. Nu? Așa pe internet toată lumea scrie una, alta și așa. Trebuie să înțeleagă că un proiect, hai să dăm un exemplu, de asfaltare, da? El trece prin niște etape de studiu, de fezabilitate, dar în primul rând vorbim de bani, sursa de finanțare, dar nici ăla și abia după aia și acel punctaj în funcție de cât, dacă nu îl îndeplinești, nu îți dă bani pentru... Fiecare proiect, mai ales cele europene, au un ghid de finanțare. În acel ghid de finanțare au niște criterii de selecție, pe punctaj. Dacă drumul respectiv face legătura cu un monument istoric, dacă face legătura cu o școală, face legătura cu un dispensar, face legătura cu un alt obiectiv finanțat prin fondurile europene, atunci le ia puncte. În funcție de punctajul care îl ai, poți obține finanțarea, fiindcă noi când am obținut finanțarea, am fost ultimii. Deci Comuna Cașin, cu proiectul care am avut noi de asfaltare, la drumul ăsta, care se asfaltează acum, sunt de rulare, a fost ultimul proiect și noi s-a tras din ea. Ca și punctaj, cu 47 de puncte. Dar au fost în proiecte cu 30 ceva de puncte, cu 40 ceva de puncte, da, care au picat. Deci acele localități au pierdut banii respectiv. Numai dacă găsește altă sursă de finanțare pentru proiectul respectiv. Nu este atât de simplu. Deci e destul de complicat să obții finanțări. Pe programul operațional regional Piatra Neamț, s-au finanțat modernizarea și consolidarea școlilor din mediul rural, da? Așa. Pentru prima dată, că porul practic că finanța obiectivele din oraș. Așa. Nu din mediul rural. Bă, școala Cașin nu a putut beneficia, aveam practic două puncte când ne-am mutat ghid și le-am calculat cu consultantul, fiindcă școala Cașin nu lua punctaj maxim, fiindcă avea promovabilitate 100%, vă dați seama, cum au făcut cei care au făcut ghidul. Au dat bani acolo unde școlile copiii abandonau, da. Abandon zero la Cașin, n-au luat puncte, acolo unde era abandonul mare, s-au dat puncte, deci s-au dat bani, s-au finanțat școli, unde practic nu mai există Sunteți de acord atunci cu mine că totuși legislația nu este suficient de clară, încă mai trebuie lucrat. Eu vă spun cum se face copy-paste Bruxelles. Bruxelles nu spune așa. Noi am putea să facem noi, nu noi. Cei de la București care fac în general, ia proiectul respectiv, măsura respectivă, dar să o adopte la legislația românească. Trebuie adaptată, da? Și știți cum poate fi adaptată? Adaptată, m-am discutat cu primarii. Fiindcă primarii știu realitatea din teren, realitatea cu care se izbesc chestii de zi. Atât timp când aceste măsuri se fac de la București, de unde se fac, niciodată nu vor fi absorbiți toți banii europeni luați, în cauza asta nu sunt luați. Deci, nu că primarii nu fac proiecte, fac proiecte, știți primari. Da. Adică, faci proiect și nu este finanțat că nu ai puncta. Păi numai câte drumuri am văzut că faceți, la Iași, la București, la... Iași, București, nu mai zicem, da, foarte multe drumuri, dar în final, dacă ajungi la rezultatul dorit, nu-ți pare rău, pentru acele drumuri și timp pierdut. Dacă nu ajunge, ce considerați că ar mai trebui precizată? Pentru că emisiunea noastră, din păcate, are un anumit termen. Cred că au fugit cele 45 de minute, nu? Așa, suntem aproape de finalul emisiunii. Ce doriți să mai completați din activitatea dumneavoastră? După care, pe final, vă rog să dați un mesaj pentru telespectatorii noștri. Ce-mi doresc cel mult ca proiectul de canalizare și apă să fie implementat, asta nu zice mult, pentru ceea ce depinde de noi, de primărie. Am luat și teren, pentru statul de depurare, am cumpărat de la cetățeni, totul este pregătit. Asta nu risc în primul rând. Apoi aș vrea ca mandatul viitor, după implementarea rețelei de apă și canal și gaze naturale, să asfaltăm drumurile care mai rămân de asfaltat din interiorul localității. Aș vrea să rezolv problema căminului cultural din Curița. Avem proiect depus la CNI pentru modernizare, dotare și extinderea căminului cultural din Cașin, că s-a văzut că este foarte mic, neîncăpător. A fost el făcut, dar totuși nu suficient de bine gândit. Acțiunile culturale care au loc acum, mai ales, începând din mandatele mele, să nu mă laud, au fost acțiuni culturale foarte frumoase, de care lumea a prins gust. Și vin un număr foarte mare. Vin un număr foarte mare și nu mai au loc. Chiar de Crăciun nu a mai avut loc în cămin, n-au mai încăpat. Au stat afară. Și păcat. Deci o extindere aceasta. Da, proiectul este făcut, depus la CNI. Așteptăm ordinul de ministru pentru a fi finanțat. Știți că CNI-ul e preia proiectul și el îl duc la bun sfârșit. Nu mă interesează cine face, chiar dacă sunt primarul deschis, chiar aș vrea toate proiectele care le am să vină să le preia CNI
DNI sau cât, cine e, cât mai multe să le facă, cu atât e bine pentru primar. Dar în primul rând e bine pentru cetățeni. Pentru cetățeni și primarul nu mai are responsabilitate. Sigur, cum, sigur. Pentru sigur. Lucrare, că da. Nu mai ies discuții că primarul a făcut adres. Deci sunteți deschis pentru orice sursă de finanțare care vine aici. O să discutăm noi în emisiunile viitoare și despre mediul de afaceri, că sunt totuși câțiva oameni de afaceri din Cașin. O să avem mai multe teme de discutat, pentru că aici o să smulg de la dumneavoastră o promisiune că veți mai veni la emisiunea noastră. Sigur. Pentru că am văzut că aveți foarte multe lucruri de spus. Pentru că timpul nostru este limitat, o să vă rog, în primul rând, pentru... Dar să știți că eu am o chestie așa tot de suflet, ca și dumneavoastră. În primul rând și pentru cei plecați, care sunt în străinătate și care urmăresc emisiunile noastre. Și după aia... un mesaj pentru cetățenii dumneavoastră din comuna Cașin. Aș vrea să fac o completare. În 1 noiembrie m-am întâlnit, avind acasă din Italia, un fost prieten de copilărie, care acolo desfășoară o activitate, are o firmă de construcții. Și i-am propus să vin acasă. Să vin acasă, să deschidă societate în comuna noastră de construcții, cu oamenii care are acolo, că sunt foarte mulți români, să-i aduc înapoi și cășunezi, să-i aduc înapoi în Cașin, să începem să lucrăm aici. Să începem să lucrezi aici, fiindcă lucrurile s-au, cât de cât s-au îndreptat în țară. Ce să le spun celor plecați? Le dorim tot sufletul ca în România lucrurile să meargă pe făgașul bun și să vină acasă. Să vină acasă, că aici este locul, acolo vor fi străini toată viața lor. Chiar și copiilor și nepoților vor fi străini. Vor trăi într-o țară străină. Locul lor este aici. Noi, care suntem aici, ne străduim să facem în așa fel ca ei să vină acasă. Pentru cei de acasă, ce să le spun, decât un an nou, că am zis un an nou, să fie bun cu sănătate, le promit că vom continua împreună ceea ce am început și ceea ce am promis, mai ales că, nu poate să mai spună nimeni, proiectele sunt făcute deja. Le-ați realizat. Proiectele sunt făcute, ele nu trebuie decât să fie implementate. Iar în perioada următoare, 2020-2021-2022, vor intra în implementare. Și îmi doresc și le doresc să continuăm împreună, mă repet, pentru în realizarea acestor proiecte în beneficiu localității noastre. Domnule primar, să știți că e foarte bun acest slogan, să continuăm, să facem împreună aceste lucruri. Împreună cu dumneavoastră vom mai realiza, o să preiau de la dumneavoastră ideea și alte emisiuni, pentru că sunt absolut convins că interesul oamenilor de a vă transmite mesajul direct prin intermediul televiziunii este foarte, foarte important, având în vedere și că în anul acesta vor fi alegeri. Mă bucur că există gândire liberă în comuna Cașin, mă bucur că sunt oameni cu viziune liberală în Cașin. Aici toată lumea știe că televiziunea noastră nu este afiliată politic, dar în schimb avem o simpatie deosebită pentru oamenii care sunt cu viziune și mă bucur foarte mult și am fost onorat astăzi că ați fost împreună cu noi. Domnul primar, sunt convins că proiectele dumneavoastră vor continua, le veți îndeplini și vă doresc mult, mult succes în anul acesta, care este un an un pic mai complicat, așa cum au spus și alți primari aici la emisiunea Personalitatea Zilei, dar să știți că și noi cu televiziunea suntem cu sufletul alături de dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea în emisiune și vă așteptăm cu alte noutăți, pentru că noi n-am dezbătut, trebuie să știe telespectatorii, decât câteva aspecte. O să discutăm și multe alte lucruri în ceea ce privește activitatea administrativă din comuna Cașin. Mulțumim. Domnule Ungureanu, vă mulțumesc și eu în numele locuitorilor comunei Cașin, pentru că m-ați invitat aici să îi reprezint la televiziunea dumneavoastră și sperăm, cum a spus dumneavoastră, să continuăm împreună. Cu mare drag, o să ne revedem cu domnul primar la o cafea la Cașin. Dragii mei, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii. Sunt eu, Eugen Ungureanu, și vă doresc să gândiți liber. Thank you.